dentare alege Naftin Baby. Periuța aplicator masează gingiile, iar gelul formează o barieră împotriva durerii. Când îți sunt nințișori, Naftin Baby e de ajutor. Bună seara, bine v-am regăsit la un nou episod Baby Care. Suntem aproape de finalul acestei serii de conferințe online, un proiect despre sănătatea mamei și a copilului, dezvoltat de Mosaic Media și pagina de psihologie. Eu sunt Andrea Brașovean și vă invit în această seară să vorbim despre diversificarea alimentației bebelușului. Puține subiecte stârnesc mai multe controverse și nedumeriri în rândul părinților decât diversificarea. Iar invitata noastră din această seară este supranumită de către părinți, femeia care îi face pe copii să mănânce și este autoarea a două cărți pe această temă. O voi invita pe Crina Coliban să ne vorbească imediat după ce le mulțumesc partenerilor, fără de care acest episod nu s-ar fi putut realiza. Anaftin Baby, Quix, Secom și Hip. Și desigur să nu uităm să le mulțumim și gazelor noastre, celor de la lente. Și acum, la masă, vă rugăm cu Crina Coliban. Ei, nu știi cât de, cât de fericită sunt că am ajuns în momentul ăsta al vieții mele, pentru că fac de 8 ani copii să mănânce și am ajuns în sfârșit la Gașpar. <laughs> respectiv îl știu pe Gașpar de la început, de când am început și eu, și el, și Otilia. M-a fascinat întotdeauna ce a făcut și mi se pare senzațional că după 8 ani am ajuns să fiu invitată de Gașpar să vorbesc pe pagina de psihologie.ro Înseamnă că am făcut o treabă foarte bună Mulțumesc din suflet! Gașpar face revoluție în iubire și în percepția asupra iubirii Ce fac eu este bucurie în bucătărie, respectiv treburile noastre se leagă, așa că mulțumesc din suflet, Gașpar, că ai ales să mă inviți astăzi la tine acasă. Despre ce vorbim este despre diversificare și autodiversificare. Respectiv, m-am gândit să propun pentru azi o discuție legată de cum intră mama în această perioadă în care copilul trece de la să sugă la sânul mamei sau să mănânce lapte din biberon, adică primele șase luni în care copilul mănâncă doar lapte despre cum intră mama în procesul ăsta în care copilul trebuie să devină om, respectiv să mănânce ca noi adulții. Un proces foarte greu, care presupune foarte multe frici din partea tuturor mamelor de 8 ani de zile fac asta, credem, mă știu fricile mamelor pe de rost. Și am zis că o să discut astăzi despre cele trei frici cu care mama se prezintă în fața copilului ei în jurul vârstei de 6 luni, ca să-i spună, mami, a venit timpul să mănânci și altceva. Prima frică este, mami mi-e frică să nu te înneci, este o frică, este o groază, este o fobie, este o obsesie care le face pe multe dintre mamele care ajung la mine în consultații să prezinte copii de 3 ani, de 5 ani și cel mai bătrân copil cu care am lucrat care avea 7 ani, respectiv copii care mănâncă până la vârste de astea așa de înaintate doar pasat, adică dat la blender. Acești copii nu au probleme de sănătate, nu au probleme fiziologice, de mecanică a cavității bucale, ci acești copii sunt rezultatul creșterii părinților lor înspăimântați că s-ar putea ca acest copil, dacă îi dăm mâncare de adult, să se nece și să moară. Asta e prima mare frică a mamei care intră în procesul de diversificare cu copilul. A doua mare frică este alergia. Pentru că dacă e ceva ce mama află imediat după ce se pregătește de diversificare, este atenție mare, ar trebui să-i dai copilului trei zile consecutive același aliment, adică luni morcov, mart morcov, miercuri morcov, joi morcov cu pătrunjel, vineri morcov cu pătrunjel, sâmbătă morcov cu pătrunjel, duminică morcov cu pătrunjel cu păstărnel. Păstărnel e păstărnac, da? Așa îmi place mie să-l alint. Așadar, în momentul în care te pregătești să-i dai mâncare copilului tău și îți dai seama că trebuie să respecti niște scheme, trebuie să respecti trei zile ca la biserică, desigur că senzația pe care o este una de frică. Deci a doua mare frică a mamei este să nu cumva să-i dau copilului meu o mâncare solidă și el se umple de bube sau să-i se umple fața și doamne ferește să ajungem cu el la spital. Iarăși! În consultațiile mele vin doamne care ajung și îmi spun Crina a pus mâna pe ea și s-a umplut de pete roșii pe față. Am lucrat cu o doamnă care era cu fetița în bucătărie, fetița era pe jos, mama a scos o bucată de brânză din ambalaj, a pus mâna pe brânză, a tăiat, a luat feliile și le-a pus pe farfurie, între timp copila a strigat, a strigat, a plâns, a vrut să o ia mama în brațe. Mama a luat-o de pe jos cu mâinile de brânză, a pus-o în scaunul de bebeluș și au apărut instantaneu mâi palmele pe corpul fetiței. Adică, frica de alergie este o frică reală, se întâmplă adesea ca mulți dintre copiii cu care lucrez eu și mulți copii din România să aibă reacții alergice puternice la hrana solidă. Așadar, da, este îndreptățită mama să aibă și aceasta a doua frică. Și mai apare o frică de când, de când e Crina Coliman la televizor, mai e o frică, respectiv, dacă nu mănâncă. Iar o frică ce te paralizează și care, de fapt, este uh, meseria mea. Meseria mea este femeia care îi face pe copii să mănânce. Dacă de 8 ani fac meseria, asta e clar că există oameni care au probleme mari, foarte mari cu copii. De la copii care nu mănâncă, îmi semn că. De la, de la copii care nu mănâncă decât prin perfuzii, da? lucrez cu copii care nu pun gura pe mâncare și care, pe care mama îi duce la spital de două ori pe săptămână ca să primească perfuzii și să se hrănească, până la copii care au 1, 2, 3 alimente pe care le tot rotesc, le tot rotesc, și la un moment dat, când din alea 3-5 alimente nu mai mănâncă unul, e chiar tragedie în bucătărie. Așadar, da, copiii care nu mănâncă nu sunt copii mofturoși. Și sunt copii care au probleme pe care le transmit într-un fel pe care părinții nu-l înțeleg. nu le înțeleg, nu-l identifică pentru că nu-l înțeleg și atunci și mai mulți părinți zic, Doamne ferește, să se ghideze după recomandarea asta pe care o aud adesea, lasă-l dragă că nu o să moară de foame, lasă-l dragă că o să mănânce când o să facă mai mare. Nu. Timpul nu rezolvă problemele. Dacă ți se rupe mâna, nu spui lasă dragă că o să se vindece, lasă că o să treacă timpul și o să se repare. Copilul care nu mănâncă are o nevoie pe care dacă nu o înțelegi, nevoia aia se agravează. Copiii care nu mănâncă nu o să mănânce când se fac mai mari. Așadar, mama începe diversificarea cu trei frici imense. Și atunci ne întrebăm, oare de ce nu mănâncă mai copiii ăștia? E foarte simplu și mereu în conferințe spun asta. Ia imaginează că te duci la restaurantul tău preferat, Vine chelnerul, ospătarul ăla pe care îl cunoști, e familiar, că și copilul lui e familiar, mama, după șase luni de trăit împreună. Numai că într-o zi, respectiv în ziua în care împlinește copilul șase luni, că știi, aveam, ajungeam prin orașe când eram noi pe vremea în care eu făceam turnee prin țară și se putea, ajungeam prin orașe diverse și spuneam aici la orașul respectiv, când începe diversificarea? Pentru că mi se întâmpla să mă sune doamne și să-mi spună Crina, când ajungi la noi în oraș? Și eu spuneam, sâmbătă. Și doamna spunea, ah, și noi începem joi diversificarea, știi? Da. Deci în fiecare oraș, în fiecare familie diversificarea începe în principiu în ziua în care copilul împlinește șase luni. Ceea ce nu e deloc normal, ceea ce nu e deloc recomandat. Diversificarea nu începe într-o zi la o oră. Ci diversificarea este un proces care ar trebui să înceapă în jurul vârstei de patru luni, atât de devreme, nu înseamnă că între 0 și 4 luni copilul nu poate să facă parte din masa părinților, din luatul mesei împreună acasă, dar mai ales de la 4 luni încolo. Copilul ar trebui expus la niște adulți care mănâncă cel puțin de trei ori pe zi. Cel puțin de trei ori pe zi, copilul de patru luni ar trebui să facă parte din familia care ia masa. Așa începe diversificarea, nu cu un brocoli fiert la abur pasat, la blender și dat în gură cu lingurița. Deși asta e percepția, da? începe diversificarea, trebuie să pasăm ceva. Nu? Sau dacă vrei să discutăm și despre BLV, trebuie să tăiem niște bucățele cu bulețe conform cu autodiversificarea pe care copilul să le poată mânui singure să le ducă la gură. Bun. Ziceam că te duci la restaurant și vine ospătarul tău preferat, cel pe care îl cunoști așa de bine și în loc să aibă atitudinea aia cunoscută, drăguță, aia pe care copilul o recunoaște la mamă când îl pune la sân sau când îl ia în brațe să-i dea biberonul, care este ce fel de atitudine? 4-6 luni copilul vede o mamă care e cum? caldă, calmă, blândă, ce face mama când ține copilul la sân? Să uite pe Instagram, nu? Adică ce? are o atitudine de care? Senină, liniștită, echilibrată, cum poate și ea să fie draga de ea. E, în momentul în care începe diversificarea, femeia asta pleacă și vine o mamă, e schimb de mame, știi? Este o mamă pe care copilul nu o recunoaște, pentru că este mama asta împovărată de cele trei mari groaze pe care le are. Să nu se nece, să nu facă o alergie și dacă nu mănâncă. Când vine o spătară și îți aduce cafeaua sau îți aduce friptura și tremură din toți rărunchii și are o față încruntată, speriată, sigur, sigur, sigur prima ta reacție nu o să fie Doamne ce poftă mie să văd ce mi-aduci în cana asta pe care tremură mâna și în mod cert mă pregătești pentru ceva, pentru ceva rău. Pentru că mama la în începutul diversificării se uită la copil și zice Mamă să nu mori! Mamă să nu mori necat! Mamă să nu mori de la o alergie, mamă să nu mori de foame dacă nu mănânci. Ori în momentul în care în fața ta, în locul mamei alea călduțe, drăguțe, bunuțe, cu care ești obișnuit de șase luni, vine o mamă care îți spune, mamă deschide gura și mănâncă asta, dar ai grijă să nu mori, reacția copilului la mâncare este de, de ce? De respingere. Bun. Așadar, cum ar trebui să-i abordăm pe copii pentru o diversificare cu bucurie? Știi, am, la un moment dat în terapie... Mi-a zis terapeuta mea, a fost un exercițiu super dur pe care vă sfătuiesc să-l faceți din când în când în viața voastră un, un subiect foarte dur, un, un, moment foarte dur în care terapeuta mi-a zis te rog să-ți imaginezi ce o să scrie pe piatra ta funerară. Foarte dur, mai ales pentru cei care le frică de aia, asta, știi? No, și m-am gândit atunci și de atunci încolo am crezut în ce mi-a venit atunci și am zis așa că dacă e ca cineva să spună voi ce ați învățat de la Crina Coliban în relație cu copiii și mâncarea? Aș vrea să rămână asta. Crina Coliban a zis, lăsați-i pe copii să se bucure de mâncare. Așadar, diversificarea trebuie să înceapă neapărat cu bucurie în bucătărie. De ce? Uite, gândește-te la că ar trebui să mănânci. Uite, acum se face ora la care, în principiu, creierul tău se așteaptă să mănânci. Și există trei scenarii în care, scenariul numărul 1, eu îți zic, hai vrei să mergi cu mine la restaurantul nu știu care și nu o să zic care și nici nu o să zic ce specific are. Dar eu îți propun ceva care pentru tine înseamnă, doamne ferește, nu aș mânca niciodată asta, nu aș intra în restaurante de acest gen, cu acest specific niciodată. Respectiv, invitația mea o să-ți creeze ce fel de senzație? O senzație neplăcută. Eu de la ăștia nu aș mânca niciodată. Mai există varianta în care îți spun, ne grăbim, nu o să avem timp să mergem la un restaurant, nu te pun la cu de jos și ia ceva să mâncăm repede să ne treacă foamea. Ce senzație o să-ți dea asta? O senzație neutră, de genul, nici nu-mi e scârbă, nici nu-mi face o reală plăcere, ci ok, trebuie să-mi rezolv foamea. Și mai există scenariu 3 în care trebuie să ne încadrăm noi părinții care vrem să-i facem pe copii să le placă mâncarea, așa nume, eu să-ți spun, vrei să mergem la restaurantul tău preferat? Vrei să mergem să mâncăm prăjitura aia faină pe care o mâncăm noi două când ne întâlnim? Și atunci, imediat, corpul tău o să fie inundat de niște hormoni de plăcere. Pentru ca unui copil să-i placă mâncarea și relația dintre mamă și mâncare, e musai să-l duci în zona asta în care creierul lui se zică... Ah, și eventual să-i și, să, să știi cum zicem, să-i curgă bale de poftă, da? să saliveze. Bun. Așadar, primul criteriu pentru o diversificare de succes este ca mama și tata, pentru că, atenție, de obicei credem că doar mama este responsabilă de procesul ăsta, este ca părinții să seteze, nu ce alimente, cu ce alimente începe diversificarea, nu la ce ore fixe îi propunem copilului să mănânce, nu cum gătim la abur sau dăm la blender, nu, ci primul pas și proces prin care ar trebui să treacă părinții este cum facem ca acestui copil să-i placă acest moment. Respectiv, dacă nu asociem emoții pozitive cu luatul mesei, relația copiilor cu mâncarea va fi proastă. Proastă. De ce? Pentru că ei ori o să aibă o senzație neutră, de care? De aia de care au copii atunci când la masă se întâmplă tabletă, Uh, jucărele, adică în relație cu mâncarea eu n-am nicio senzație. Pentru că nu sunt conștient la ce fac. Eu mă joc cu mama cu diverse, așadar habar n-am. Nu-mi place, nu-mi displace. Nu știu. E și niște mâncare pe farfurie. Sau mai există varianta aia neplăcută total în care ce? Mama se desfigurează pentru că a gătit a treia oară astăzi și copilul nu mănâncă pentru că Ține mâncarea în gură pentru că scuipă, pentru că împinge, pentru că respinge și atunci pentru copil procesul de luat masa va fi unul de care? Super negativ. Mama se supără, mama e furioasă, mama nu mă iubește, mama nu mă acceptă, mama nu mă place, mai bine nu mai mănânc. Da? Bun, mai rugat să vorbim despre concret ce înseamnă diversificarea, cu ce începem diversificarea. Eu o să fi surprinsă, pentru că de asta mă place multă lume atât de tare. Pentru că la mine nu există scheme. Nimeni nu vine la mine și eu îi zic să înceapă în ziua 1 cu, în ziua 3 cu. Nu. De ce? Din două motive. Primul, mâncarea trebuie să fie gustoasă. Știi cum e? Imaginează-ți că, uite, ai trăit în România 30 de ani și mâncarea ta basic, da, de bază, e, să spunem, sarmale și cartofi prăjiți, să spunem, da, adică cele mai cel mai cunosc nu cred că există om care se uită la noi acum și nu am mâncat sarmale sau nu am mâncat cartofi prăjiți. No, bun. Și te duc brusc într-o insulă din Pacific, unde nu găsești nimic, absolut nimic, din ce înseamnă sarmale și cartofi prăjiți. Dar nimic, nici măcar, nici măcar îndepărtare, așa, nu seamănă, nici, nici vizual, nici camiros, nu. Respectiv, cam ce senzație are copilul care a mâncat lapte șase luni și care brusc trece la o mâncare care nu are nicio legătură cu laptele matern. Și la cine gândim noi în momentul în care eu te iau și te duc pe insula asta în Pacific? Mă gândesc așa. Scenariul 1. Cum ar fi să încerc să găsesc ceva care seamănă cu sarmale și cu cartofi prăjiți din orice punct de vedere? Că miroase a sarmale, că are față de sarmale, că se simte ca un cartof prăjit, că are culoare de cartof prăjit, care are textură. Înțelegi ce zic, da? Deci cum ar fi în scenariul 1 să găsesc ceva care ție să îți provoace familiaritate, adică să te gândești la ceva ce cunoști, la acasă. Șansa să încerci mâncarea din Pacific este ca cât? Mică sau mare? Mare. De ce? Că te duce oarecum într-o zonă de confort, în zona ta de acasă. Și acum mai este scenariul 2 în care te duc pe o insulă în Pacific și îți dau să mănânci ceva ce tu crezi că-s mărgele sau ce tu crezi că e mâncare pentru pești. Sigur că șansa să guști este mică, aproape inexistentă. Asta facem noi cu copiii la începutul diversificării. Le dăm niște alimente care în principiu sunt morcov, pătrunjel, pasternac. cu asta începe diversificarea sau cu suc de fructe, care este o nenorocire. Un nu imens, nu li se dă copiilor mai ales la începutul diversificării suc de fructe. Nu li se dă copiilor niciodată suc de fructe, respectiv suc gol, fără pulpă. Da? Putem să le dăm copiilor suc de fructe doar în combinație cu pulpa, adică nectar, da? smoothie mai lichid. Okay? Dar suc gol, fără pulpă, este un mare nu. Fructul se mănâncă cu dinții, nu se bea cu pai Da? E o zicală. No bun. Așadar, începe diversificarea, și mama prezintă niște alimente cu care copilul nu are niciun pic de familiaritate, dar niciun pic. Și atunci vine mama la mine și îmi spune, Crina, scheme, scheme, eu cu ce încep diversificarea? Răspunsul este, cu orice care este gustos și doi, cu orice de care ai mâncat, dacă ai alăptat, în timp ce ai alăptat. Respectiv avem un copil 0-6 luni care a mâncat prin laptele mamei lui niște mâncare solidă, nu? Adică toată mâncarea pe care mama a mâncat-o în timp ce l-a lăptat. Este absolut extraordinar să-i dai copilului la începutul diversificării mâncarea cu care s-a obișnuit deja în 06 luni. Atenție! S-a obișnuit din punct de vedere gust, pentru că a primit sarmale, cartofi prăjiți usturoi, ceapă, ce-a mâncat mama, el a primit prin laptele mamei. Deci odată este familiarizat cu gustul atunci când îi propui aceleași mâncăruri la începutul diversificării și doi, esențial, Mama a creat permanent, a produs permanent niște enzime digestive necesare digerării alimentelor pe care ea le-a mâncat, pe care copilul le-a preluat prin lapte. Și atunci, în clipa în care mama începe diversificarea cu niște alimente pe care copilul le-a tot digerat pe parcursul celor șase luni de viață, digestia lui, mă uit la runa, da? digestia lui este semnificativ îmbunătățită, îmbogățită, ușurată. Ce facem noi? Începem diversificarea cu niște alimente pe care mama nu le-a mâncat niciodată în primele șase luni, adică atunci când a alăptat. Bun, avem mame care n-au alăptat și ar trebui să vorbim despre ele. Măcar cu mâncarea din sarcină, respectiv, măcar cu mâncarea din ultimile trei luni de sarcină. De ce? Tot de aia, copilul mănâncă prin placentă ce a mâncat mama. Deci, începem diversificarea cu niște alimente pe care mama nu le-a mâncat deloc în, în timp ce a alăptat, deci copilul nu are nicio familiaritate cu gusturile respective, și atunci care este reacția lui? E și asta. Și asta. Nu mi s-a întâmplat. În șase luni de viață nu mi s-a întâmplat. Respectiv, nu doresc doi. Vin mame la mine și îmi spun, Crina, am început diversificarea și ce bagă pe gură? Scoate pe fund. Respectiv, copilul nu digeră. De ce? Pentru că tot corpul lui nu este pregătit pentru alimentele astea. Și mai este un aspect important aici. Când mama vede alimentele pe care îi le dă nedigerate în scaun, nu îi le mai dă. Pe gen, pe, cu gândul că nu le digeră. De ce să le mai dăm? Iarăși o eroare. Corpul ca să înceapă să producă enzime digestive necesare alimentului respectiv, e musai să se întâlnească recurent cu alimentul respectiv. Corect? No, bun. Și atunci, începem diversificarea cu ceva ce e gustos, cu ceva ce e aromat, cu ceva ce e bun. De ce? Că dacă te duc pe insula în Pacific, pe insula în Pacific, și nu are nicio noimă mâncarea aia, nici nu miroase fain, nici nu are gust fain, iar șansa să o accepti scade. Dar dacă există ceva ce îți impresionează unul dintre simțuri, șansa crește. Și doi, cu ceva cu care copilul este familiarizat deja. Acum, la momentul ăsta de discuție cu mamele sau în conferințe, femeile mă întreabă, bine, și cu ce? Da? Pentru că, deși zic, cu ce ai mâncat sora mea, totuși vine întrebarea asta recurent. Cu ce? Cu fructe sau cu legume? Știi, asta este altă obsesie care ni s-a băgat de la părinți și de la unii specialiști în diversificare. Respectiv, nu începeți cu fructe, că dacă începeți cu fructe, fructele sunt dulci și copilul nu o să mai accepte legume. Doamne, ce eroare! Doamne, ce eroare mare! Și să vezi ce, ce râde lumea și ce plânge lumea la conferințe, râde care n-au început diversificarea și lor li se pare funny. Ca a, ce fain, ce, ce chestie, ce prostie pe ăștia care o fac, știi? Când tu n-ai făcut-o, nu te simți, știi? Cu musca pe căciulă și râzi. Iar oamenii care au făcut chestia asta plâng pentru că este super dureros să-ți dai seama că, iată, eu m-am dus la, uite, cu fetița aici de față, la începutul diversificării, m-am dus la doctor, la pediatru, cu tatăl ei, nu împreună, da, m am crescut împreună copilul ăsta, nu? Și ne-am dus la pediatru și ne-a zis pediatru să începeți neapărat cu fructe, că dacă înce cu legume, că dacă începeți cu fructe, copilul nu o să mai accepte legume, că fructele sunt dulci. Nu no, fai. Și am plecat noi cu lista și am ajuns acasă și m-am uitat pe listă și trebuia să-i dau morcov. Și Dumnezeu drăguț, nu în ziua aia, da, nu în ziua aia, da, s-a ocupat curând de mine, că de asta am ajuns specialist în copiii mofturoși, pentru că am trecut prin atâtea momente în care mi-am dat seama cât de proastă sunt cu copilul meu, încât am zis, nu, nu, dacă mi-a dat Dumnezeu șansa să realizez cât de bleag am fost, e must să-i ajut pe oameni să nu treacă prin aceleași lucruri copiilor. De exemplu, să nu începeți cu fructe că sunt dulci. Și am curățat un morcov și l-am fiert și în momentul în care l-am dat copilului meu, sigur că nu l-a acceptat. Adică nici eu, nici eu nu mănânc sau mănânc greu morcov fiert așa, fără nicio noimă. Bun. Și copilul meu a refuzat. Ce a refuzat azi, a refuzat mâini a refuzat apoi, mi-a zis, Doamne, Dumnezeule, cum? Tocmai al meu? Adică așa cum zice toată lumea, tocmai al meu să nu mănânce, Doamne! Și la un moment dat m-am uitat la morcovola și ne am zis, Mă ce, ce gust o avea morcovul ăsta de copilul meu nu-l vrea. Și mi-am dat seama brusc, respectiv, da, pronia, Dumnezeu, mi-am dat seama brusc că îi dau copilului meu o legumă de care, dulce. Și după aia am avut așa un șoc pentru că pregătisem și un cartof dulce. Și am zis, Bă, cineva e prost. Respectiv, n-am început cu fructe cu copilul meu că sunt dulci și nu o să mai accepte legumele, am început cu legume care ghiște, sunt dulci! Deci iată cum ascultăm de niște reguli, de niște informații pe care nu le trecem prin gândire, că nu e nicio facultate la mijloc să-ți dai seama, știi, că morcovul și cartoful dulce sunt dulci, na? Da? Și am schimbat și am dat copilului meu lucruri, alimente gustoase, alimente gătite astfel încât să-mi placă și mie. Și dacă te întrebi acum și ce facem cu sarea, am o carte albă, prima carte în care este în detaliu despre câtă sare putem să le dăm copiilor, în ce formă, ce fel de sare, tot ce trebuie să știe astfel încât mâncarea să fie gustoasă. Revenim, începem diversificarea cu alimente gustoase, vorbim despre dacă pasat sau bucăți în funcție de ce hotărăște mama și dacă vrei niște alimente concrete, aș zice așa, începeți cu pară, nu cu măr. De ce? Gândește-te acum la un măr. Gândește că acum îți dau un măr și îl muști și simți un pic ce senzația ai în gură, în cap, în corp, în stomac, când muști dintr-un măr. Super! Și acum îți dau o pară zemoasă, aromată, mușcă din ea și simte ce senzația ai în gură, în gât, în stomac, în mână, atunci când mănânci o pară zemoasă, în comparație cu atunci când muști dintr-un măr. Cel puțin la mine și la niște mii de oameni cu care am discutat eu în anii ăștia, Senzația mai plăcută, mai bogată, mai completă este când muși dintr-o pară, nu dintr-un măr. Mărul te strepezește, este o, e dur, para este zemoasă, dulce, curge, respectiv o senzație mult mai faină pentru copil la începutul relației lui cu hrana solidă. Și de aici ce înțelegem nu este că să nu le dăm copiilor mere, nu. De aici înțelegem că între un aliment mai frigid, să zicem, da? mai steril și un aliment mai zemos, mai bogat ca simțuri, alege pentru copilul tău ceva ce îi dă o senzație bună. Atenție! Există din ce în ce mai mulți copii cărora nu le place să pună mâna pe alimente zemoase, umede, lipicioase, uleioase și de aceea nu mănâncă. Ia să vezi că am avut o consultație săptămâna trecută, mama îmi spunea copilul meu nu mănâncă fructe, eu i-am zis să bage diverse instrumente, tools în fructele tăiate, bucățele și m-a sunat la trei zile după și mi-a zis Crita, nu știi câtă fructe, orice fructe îi pun mănâncă pentru că am rugat-o să pună bucățele de pai tăiate pe care să le înfigă niște bucăți de strugure, de kiwi, de măr, de pepene diverse da? și atunci copilul care n-a mai fost obligat să pună obligat, constrâns da, de situație să pună mâna și să curgă pe el, a pus mâna frumos pe instrumentul care îi curat, a dus direct la gură și a mâncat fructul. Înțelegi? Și copilul ei de 3 ani nu mânca fructe. Așadar, există copii care nu o să mănânce parazemoasă pentru că nu-i place senzația asta. Dar cum ajungem la senzația asta, că este foarte important, e mamele sunt obsedate și dacă nu sunt ele obsedate, vin tații care sunt mai obsedați decât mamele, culmea, cu de curățenie, atenție mare, că iarăși ne jucăm cu creierul copilului într-un fel pe care îl regretăm curând. Hai, copilul îl pregătești pentru masă. Și copilul tău primește următoarea informație. Numărul 1, văzută de mine în consultație la domiciliu. Stai să te dezbrace mama și să punem salopeta de mâncare. Da? Nu. Nu, nu. Când mă duc la oameni și au genul ăsta de abordare. Le propun, îi întreb să-mi aducă și costumele lor. Adică, cum adică, pe ce are numai copilul costum de luat masa? Voi nu vă costumați? Da. Deci, în momentul în care îl dezbraști pe copil ca să-l așezi la masă, primești un mesaj care e contradictoriu cu o emoție plăcută la masă. 2. Bavețica. Bavețica este iarăși un instrument. Sora mea, uite, acum am uit la tine și îmi pare rău, dar nu ai venit cu badiul pe care l-a protejat mama ta prin bavețica atunci când erai mică. Respectiv, treaba asta cu să nu murdărească badiul, serios, dar ce facem cu ele că ajung cârpe de șters pe jos? Da? Deci, bavețica, mai ales aia cu șgheab, este iarăși un instrument care îi spune copilului, psihologiei copilului, îi spune că mâncarea este ceva neplăcut, ceva periculos, pentru că dacă vine mâncare pe mine, nu e bine, deci ne punem o plată și ne protejăm să nu curgă mâncarea pe noi și ce e și mai neplăcut este că să adunăm mâncare în jgheabul ăla nu, nu mănâncă tu, du-te tu acasă și mănâncă ceva și scurge din gura aici în jgheabul ăla și înțelegi? Nu se, nu se face, nu se face așa ceva, dar noi le facem constant copilor asta, după care noi uităm la ei și le spunem, da, de ce nu mănânci mă trebuie să mergem la crina coliban, da, cu tine? Nu, no, bun. Deci iată câte chestii facem care nu au nicio legătură cu bucurie în bucătărie, nicio legătură. plus că le cântărim mâncarea, le numărăm dumicații, le hai de mamă, hai de mamă, știi, am fost la o doamnă care îi dădea copilului supă și avem obsesia asta, știi? Ducem lingurița în gură, imediat luăm și ducem, stăm la gură, uite aici, așteptăm aici la lângă gură, știi? Și măcar de-am așteptat, dar și asta e super stresant, să stea mai ta cu o chestie lângă gura ta, nu te face să te simți bine, dar și spunem, dar cât îți ia mamă să mănânci o lingură de supă, mamă, ce stai, ce mestești, mă? No, bun. Important, copiii și oamenii trebuie să mestece de 5-10 ori alimentele cu textură moale, care este imens. Dacă acum aveam o banană la îndemână sau ce vrei tu, ceva moale, nimeni din toată camera asta nu ar fi uh, mestecat alimentul respectiv de 5 ori, nu de 10, înainte să l înghită. Nimeni. Copiii drăguți de ei se nasc cu această uh, capacitate, abilitate naturală, nativă, de a mesteca suficient astfel încât primul pas al digestiei să se întâmple. Și vine mama care îi spune, dar ce stai mamă să mesteci atâta iaurtul? Și uite așa, îl stricăm pe copil încă de la începutul relației lui cu mâncarea. Și copiii au două reacții la asta. Unu, nu mai mestecă și sunt condamnați la eșec pentru tot parcursul vieții lor, pentru că cu cât studiești nutri nutriționist mai de top, afli că cele mai multe dintre bolile secolului sunt ca urmare a unei masticații, respectiv prin pasta al digestiei, incomplet, neîmplinit. Respectiv în gură nu se întâmplă nimic. Digestia începe în gură și noi mușcăm, mai mestecăm odată și înghițim. Aici, de aici, în stomac, trebuie să plece pastă. Pastă. 5-10 mestecături, masticații. La alimentele cu textură moale, 30 de ori mesteci carne, de exemplu. Eu pot să bat pariu cu oricine că nu a amestecat de 30 de ore o bucată de carne niciodată în viața lui. Și în momentul în care încep să faci asta, o să descoperi că pe parcursul celor 30 de ori se modifică gustul alimentului. Este senzațională relația asta cu mâncarea. Cu cât studiezi mai mult, cu atât te îndrăgostești mai tare de mâncare. Bun. Așadar, încă un lucru pe care mama ar trebui să nu-l facă la, în relație cu copilul și mâncarea la începutul diversificării este să nu îl grăbească. Pentru că, 1. Copilul nu mai mestecă, așadar e condamnat pe viață la o digestie proastă, sau copilul stă cu mâncarea în gură. Copilul meu aici de față este cea care m-a adus unde sunt. Mai multe jumătate din tot ce știu este pentru că runa m-a învățat. Cum? Opunându-se tuturor porcărilor mele. Știi și zic în conferință că se uita copilul meu, deși nu putea să vorbească, se uita copilul meu la mine, deși nu vorbea limba mea, și simțeam și vedeam în ochișorii ei cum îmi spunea, păi, mamă, mă, tu ești mai proastă decât mine, păi eu am venit fără să știu care-i treaba, tu ești mai proastă decât mine, cum poți să-mi propui chestiile astea care sunt total împotriva naturii mele. Așadar, mulțumesc, Runa, uite, public încă o dată îi mulțumesc pentru că ea, opunându-se tuturor conceptelor ăstora preluate de cine știe unde, din moș strămoși, de cine știe unde, greșite și care nu sunt în armonie cu cum ar trebui să fie bucuria în bucătărie, m-a ajutat să ajung astăzi aici și să ajut atâția copii și atâția părinți. Și acum în încheiere, pentru că trebuie să mergem înapoi la Brașov să facem mâncare, <laughs> în încheiere, dacă ar fi un singur lucru pe care să-l las către voi în, în, relație cu copilul și mâncarea, având în vedere că este o relație de care copilul o să-și aducă aminte toată viața, pentru că uite-te la noi, la vârstele astea, la 30, la 40 de ani, primul lucru când intri în casă la mama ta, zici să rămână mamă și primești următoarea întrebare. Îți face mama ceva de mâncare? Ai mâncat ceva? Îți dă mama ceva? Deci este o relație care începe la 0-6 luni și te ține toată viața. Așadar, dacă ar fi un lucru cu care să plecați din discuția asta este cel mai bine când începe diversificarea, respectiv relația copilului cu mâncarea, este să te uiți cu atenție la copilul tău, să te dai doi pași în spate, să-i permiți să-ți spună el cum ar vrea să fie hrănit, să-l crezi în toate mesajele pe care ți le dă, iar dacă se întâmplă, pentru că se întâmplă, să vorbească limba copiilor, o limbă pe care nu ne -o mai aducem aminte, Vino cu drag la mine și învățăm împreună limba copiilor! Îi mulțumesc frumos, Crina Coliban, pentru informațiile oferite în această seară. Știți ce îmi place mie la conferințele Baby Care? Că dacă ați ratat un episod sau dacă vreți să împărtășiți informațiile și cu alți părinți, puteți revedea oricând toate episoadele din serie. Le găsiți în secțiunea video de pe Facebook pagina de psihologie. Acestea fiind spuse, încheiem întâlnirea noastră din această seară, nu înainte de a le mulțumi încă o dată partenerilor acestui episod. Anafin Baby, Quix, Secom și Hip. Desigur, le mulțumim și gazdelor noastre, celor de aici de la Lente. Eu sunt Andreea Brașovean și până marțea viitoare, când ne revedem la ora 20, să vorbim despre bolile copilăriei cu doamna doctor Valeria Herdea, vă doresc să rămâneți sănătoși. Pe curând! Hrana pentru copii cu adevărat pură, pentru mine, este HIP. Calitate ecologică HIP, fără pesticide sintetizate chimic. Ecologic este mai mult decât natural. Garantez aceste lucruri cu numele meu. Child Life – Provocări de părinte. Un podcast creonat de SECOM.